câștigă bani în PayPal, doar vizionând niște video, făcând nici misiuni, super ușor, super gratuit pentru Android. Nu uita să faci un mare like și nu uita că în descriere vei găsi grupul de Telegram, poți să înscrii, este total gratuit și o să mai găsești și alte platforme foarte mișto. Link-ul o să-l găsești 48 de ore pe canalul de YouTube, după aia o să-l găsești doar pe Telegram. Bun, aplicația de astăzi e super ușoară, se numește Mocash. Cam așa o să o găsiți. Ok? O deschideți. Cam așa arată ea. Super ușor, intuitivă de folosit. Vedem că avem deja 600 de monezi adunate. Foarte ușor. Sunt 3 moduri de a câștiga bani în principal. Un joc care îl joci foarte ușor. Adică trebuie să găsești combinația. Aia o dată și pe aia o să mai încă o dată și asta faci o dată. Și după aia trebuie să te uiți la un video și o să-ți dea 1000 de coinuri. Foarte important să fie video disponibil, nu trebuie să le faci unul după altul. Eu am mai făcut deja unul mai devreme și vedem că n-am video disponibil. Nu știu acum dacă problema asta e doar la mine, puteți să încercați și voi să-mi scrieți treaba asta dacă este doar la mine problema asta. Poate să vă rezidenți în țară, spune să reîncerc peste câteva așa sau să contactez să vedem ce se întâmplă. Bun, la fel și aici, Gift, la fel, îți bagă tot un video, poți să mai insisti, eu am mai insistat și mi-a mers, dar se pare cu acest device am mai avut mai multe probleme să mai văd video cu orice, majoritatea aplicațiilor care oferă niște video, am avut întâmpina problema asta. Acum știți voi dacă întâmpina, scrieți-mi să vedem ce se întâmplă. După aia avem așa, Daily Rewards, colectez un claim aici zilnic, grid, un colectat. Și cum puteți vedea, deja avem 5% din minimul de retragere. Avem 1600. Mai jos mai găsim daily task-uri care le completez dacă fac 10 jocuri, cum sunt cele de nivelul 1, primești 500 de monezi. Dacă fac 30 de jocuri, 1560 de cu 3000 și tot așa mai departe. După aici, More Games. Dacă dai pe secțiunea More Games, o să te ducă să mai vezi aplicația lor care se numește Bitcoin T-less. Este practic fratele ei mai mare. Dar, pe total, ambele sunt plătitoare, sunt de mult timp și își fac treaba foarte bine. VIP status, aici poți să-ți cumperi un VIP status pentru, nu știu, a beneficia să ajungi la un nivel mai rapid și tot așa mai departe. Asta se poate deblăca, VIP-ul ăsta status, după ce ai făcut primele 15 retrageri, primești alte 2000 de monezi în contul tău, doar dai claim când ai ajuns în acel punct. Când vrei să retragi, dai cash out și aici sunt modalități PayPal, Coinbase, Binance. Trebuie să ai minim 30.000 de monezi, sunt echivalent, 10.000 de monezi e echivalent cu un cent, dar luând în calcul că tu nu faci nimic, adică totul se întâmplă în mod gratuit, e și normal să nu poți câștiga atât de mulți bani. Dar, per total, chiar mi se pare simpatică că aplicația, adică misiunea ta nu este complicată, doar dai să te uiți la niște video, ai putea folosi și un autoclicker să te mai ajute să faci această combinație. Care zic eu că nu este rea deloc. Ai putea să le folosești pe ambele, fac cam aceeași treabă, o am și pe a doua, Bitcoin T-less. Dar acum variază. Dacă tu ești din altă țară, s-ar putea să ai mai multe reclame sau să fie plătite mai bine. Deci poate să variază de la aplicație la aplicație, adică de la țară la țară. Și asta la fel te plătește să vizionezi reclame. Dar cu asta la fel am întâmpinat cam aceeași chestie, că nu-mi dă video. Cel puțin mie personal, dar și la asta poți să faci, să mai colectezi ceva, îți dă să descarci aplicația și aici face cam aceeași treabă, dăm claim, mai colectăm monezi, se adaugă în soldul nostru. Când avem 30.000 și la asta putem face retrage la cash out, ia să vedem care este min tot, 30.000, deci ai putea să le folosești pe ambele, nu am văzut să aibă un cod de invitație și plus că minimul de retragere, adică este rapid. Doar să faci claim în 30 de zile deja faci o retragere. Dau un exemplu așa, fără să faci nimic altceva, din două aplicații. Deci ai face și cu această aplicație bani. Tu alegi dacă ți se pare utilă. Nu uita să intri și pe grupul de Telegram dacă nu ești abonat, pentru că este gratuit și acolo mai sunt foarte multe aplicații. Majoritatea oamenilor mai postează, care s-au înscris în grup. Și o să vezi și niște dovezi de plată, aplicații care se lansează noi, deci poți să încerci mai multe aplicații și cu investiții și fără investiții, deci rămâne la alegerea ta ce aplicații ți se potrivesc. Cam asta a fost, oameni, video. Dacă v-a fost util, nu uitați de un mare like și noi ne vedem în următorul video.